Salut pescari! Sunt Sorin, tot pescar și blogger pe www.totpescuit.ro și astăzi vă iau cu mine la pescuit. V-am adus astăzi pe Strei. E un râu nou pentru mine, nu am pescuit niciodată aici, dar am auzit lucruri foarte bune despre el. Primele impresii sunt extraordinare. Râul e mult mai adânc decât mă așteptam. Am parte de o apă limpede, foarte, foarte frumoasă, perfectă pentru clean. Suntem undeva lângă un pod rutier, undeva naval, Streiul se varsă în Mureș. Acesta este tronsonul pe care voi pescui astăzi. Nu știu dacă e bun sau e rău, dacă sunt printre voi cunoscători ai Streiului, lăsați-mi un mesaj. Am văzut că undeva naval avem și un pod de cale ferată, deci teoretic ar trebui să găsim locuri foarte interesante pentru clean. Hai, rămâneți alături de mine. Hai la pescuit! Am ales să trec podul peste Strei. Malul opus pare mult mai accesibil, de acolo voi pescui. Mamă, ce frumos arată apa! Incredibil! Abia aștept să pescuiesc. Da, primul clean, super! Oh, ce frumos se vede în apa asta limpede! Super, super frumos! Super frumos! Ce peisaj de vis aici! Uitați-vă ce frumos arată malul ăla! Umbră, apa adâncă, acolo îi place să stea. Uite ce clean frumos. Super. Super clean. Foarte frumos. Super clean. Super. Super mod de a începe partida pe un râu nou. Hai. Du-te frumosule. S-a dus. un clenuț. Cu ce ai dat? Cu wobbler. No. Un puiuț. Păi e un puiuț, dar ce bun era ăla în morgan. Da. În sfârșit. Ce clean frumos. Super frumos. Super frumos cleanul ăsta.
Foarte frumos. Nu, nu. Super. Clean. Un super clean de strei. Foarte frumos. Trebuie să le mai dăm și drumul. Am ajuns într-o zonă care pare foarte interesantă. Aici străiul se desparte în două. Pe partea dreaptă pare a fi un repeziș, o zonă cu apă mică, iar pe partea stângă o zonă cu apă ceva mai adâncă, o zonă liniștită, umbroasă. Ce ziceți? Dreapta sau stânga? Hai să încercăm pe stânga. Știam că e acolo la umbră. Știam că e acolo la umbră. Uite, încă un clean frumos. Frumos și energic. Uite ce frumos e. Uitați-vă și voi. Nu, uitați-vă și voi ce-mi fac ăștia doi. Mi-am făcut doi prieteni. Au venit după mine. Nu știu a cui sunt sau cum îi cheamă. Uitați-vă. Îmi strică tot locul de pescuit. Măi, neserioșilor. Haide să vă arăt ceva. Din păcate nu vom reuși să pescuim străiul până la vărsarea în Mureș așa cum ne-am propus, pentru că undeva în amonte este o balastieră care își deversează apele în străi. Uitați-vă și voi cum arată. Ăsta e străiul. Așa ar putea să arate străiul. Un râu extraordinar. Și așa arată la doar 200 de metri naval. Uitați-vă și voi. Incredibil. Ne întoarcem în amonte și mai pescuim pe unde putem.
După cum ați văzut, am pescuit astăzi câteva ore în România reală, a ta și a mea, pe râul Strei din județul Hunedoara. Mă bucur că am reușit să vedem câțiva dintre clenii de pe acest frumos râu și sper că v-a plăcut alături de mine. Până data viitoare, vă salut pe toți! Fire întinse!